Dumnezeu nu acceptă nimic mai sus decât El. Nicio virtute, niciun salvator, niciun ideal, niciun principiu, nicio regulă, nicio morală, niciun idol. Și le va distruge pe toate. Și le va distruge. Pedapsa pentru idolatrie este moartea. Idolii sunt întotdeauna ceva mai bun, ceva mai sus, ceva mai excepțional, mai grozav, mai deosebit. Ceva mai drept, ceva mai adevărat. Tot ce pune mai sus decât viața așa cum este, este idolatrie. Deci, tot ce pune mai sus decât viața așa cum este, care este Dumnezeu cel ce este, tot ce pune mai sus sunt idolii. Virtuțile, idealurile, regulile, principiile și binele propriu. Aceștia sunt diavolii. Noi ne închinăm la diavol căutând virtuțile, fixând principiile și binele propriu și absolutizând regulile sau idealurile. Ne închinăm la diavol. Aceștia sunt idolii. Și fac rău când ne închinăm la ei. Pentru că ei creează inversul care vine după aceea să-i distrugă. Tot ce punem mai sus este închinare la diavol. Și real ne fac rău pentru că generează opusul care după aceea vine și îi distruge. Atâta timp cât idolatrizăm pe diavoli și ne închinăm lor, binelui mai sus decât orice, adevărului, dreptății, când le punem pe primul plan, ele devin diavol. Ei sunt tot ceea ce zicem noi că este mai bine și vor crea suferință. Noi ne-am închinat la satana dintotdeauna. Cum se ajunge la Dumnezeu? Ne punând nimic mai sus, ne absolutizând nimic. Atunci ești una cu el. Mai sus ce înseamnă? Înseamnă numai așa este. Numai așa. Când noi luptăm pentru adevărul, dreptatea și binele propriu, noi devenim ființe întunecate. Și dreptatea, adevărul și binele propriu devin diavoli. Și nu se poate altfel. Mai sus înseamnă mai ideal, mai perfect, mai bine, mai deosebit, mai fericit, mai frumos. Nu acceptăm viața așa cum este. Îl negăm pe Dumnezeu care este viața așa cum este, cu plus și cu minus, cu bine și cu rău. Nu-l acceptăm în formă negativă, sub formă de rău. Deci sus înseamnă ceva mai bine, mai perfect, mai corect, mai drept, virtuți, idealuri și reguli. Nu există așa ceva. Dumnezeu nu este mai sus, Dumnezeu este mai jos, invers. Eu sunt cel ce sunt. Și atât. Fără idol, însă nu mai vine nefericirea. Sunt așa cum sunt. Nu e ceva mai bine, mai sus, mai adevărat, mai corect, mai cinstit. Întotdeauna este foarte bine ceea ce se întâmplă pentru că vine de la un Dumnezeu care le face pe toate perfecte, indiferent cum sunt ele. Că ne convin, că nu ne convin, ele sunt perfecte și sunt vindecarea. Întotdeauna de la Dumnezeu vine vindecarea. Iar tot ceea ce este neplăcut este vindecarea. Tot ceea ce nu ne place și nu ne convine, ne vindecă viața. Prin oameni suntem corectați, indiferent cine sunt ei și un bebeluș dacă este în fața noastră și el ne corectează. Și ne salvează viața și ne trebuie. Nu este un lucru rău. Divinul ne corectează prin oameni. Nu este nevoie niciodată să vrei să fie pace, să fie liniște, să fie armonie. Când vrei pace, va fi război. Când vrei liniște, va fi neliniște. Întotdeauna când noi absolutizăm ceva și idolatrizăm, Dumnezeu nu ne va asculta. Când punem virtuții, idealul, principii și reguli și binele propriu pe primul plan, Dumnezeu nu ne ascultă. Din contră, va veni împotriva noastră ca să distrugă idolii, pentru că nu își permite să-i lase, pentru că idolatria înseamnă partizanat, parțialitate, înseamnă polarizare și strâmbătate. Și noi, de fapt, îi strâmbăm universul, îi stricăm universul.
Din cauza asta nu ne va lăsa niciodată să absurdizăm ceva din lumea aceasta, pentru că lumea este secundară. Nu ne va lăsa niciodată să schimbăm prioritățile. Materia nu este prioritară. În fiecare moment al vieții, noi trebuie să fim atenți, să nu alegem materia, să nu alegem binele propriu, atunci îl vom alege pe Dumnezeu. Când nu alegem materia, când nu alegem viața. Cine va căuta viața, deci binele propriu, idealul, principii, reguli și virtuți, va muri, va pierde viața. Cine o va lăsa, deci când le va lăsa, când va lăsa dreptatea lui, binele lui, adevărul lui, când le va lăsa, îl vor găsi pe Dumnezeu. Deci la Dumnezeu nu se ajunge decât în măsura în care lăsăm lumea în pace și nu ne mai preocupăm în mod exagerat de ea. Să o avem, să o câștigăm, să ne bucurăm de ea. Când nu te bucuri, când ai vrea să te bucuri, atunci îl pui pe Dumnezeu pe primul plan. Când nu vrei ceea ce vrei cu în adinsul, atunci îl pui pe Dumnezeu mai presus decât toate. Dumnezeu întotdeauna se va opune la tot, la tot ce punem noi pe primul plan și mai sus decât El. Pentru că nu se poate să se pună ceea ce este secundar mai presus decât ceea ce este primordial. Întotdeauna Dumnezeu face ceea ce nouă nu ne convine. Dumnezeu întotdeauna, dar întotdeauna vine sub forma răului, a nefericirii, a necazului, a durerii, a neplăcerii. Dumnezeu întotdeauna se opune binelui nostru dacă îl absolutizăm. Și pentru că omul tot timpul, toată viața lui absolutizează un bine și este nebunit să-și adauge cât mai mult bine la sine, el va primi tot mai mult rău continuu și își face viața nenorocită. Tot ce face Dumnezeu nouă ni se pare nedrept. Dar ceea ce este nedrept la noi este drept la divin. Ceea ce noi numim că este rău, Dumnezeu vede un mare bine. Pentru că pe El îi interesează să apere sufletul și din cauza asta corpul poate să moară. Noi facem totul și am creat o civilizație care este concentrată pe cei 0,5%. 0,5% care reprezintă partea materială, corpul vizibilă. Și noi trăim pentru acest 0,5% și neglijăm sufletul. Și cu cât îl neglijăm mai mare și cu cât accentuăm mai mult cei 0,5% și ne preocupăm excesiv de ei, cu atât suferința va fi mai mare, pentru că sufletul nu va, ne va lăsa să pierdem energia vieții pe materie continuu. Deci pe Dumnezeu nu-L interesează decât să apere sufletul și să-L curețe. Și poate să fie corector și prin noi și în noi și asupra noastră prin ceilalți. El poate să acționeze corector și asupra celorlalți când decad, ca să le salveze viața prin noi. Dacă bărbatul este interesat numai de el, atunci prin femeie Dumnezeu îl va corecta. Sau nu. Poate corecția să vină din față, din fața bărbatului, într-o formă mult mai eficientă decât prin femeie. Va veni în forma care îl deranjează pe el cel mai mult. Deci dacă bărbatul se preocupă numai de el, atunci Dumnezeu prin femeie îl va corecta și va face tot posibilul ca să îl înjosească, să îl scadă. Dacă bărbatul nu pune nimic mai presus decât viața așa cum este, atunci el va fi în armonie cu femeia și ea nu este nevoie să-l atace, că nu mai are ce să scadă la el. Noi în Școala Iubirii și în Cartea 4 am vorbit despre o femeie care este dominantă în viața noastră modernă, feministă, care a devenit foarte puternică. Acesta este procentul. În 2017, în Anglia, 67% dintre femei ocupau funcții de răspundere. Acesta este procentul de feminitate exagerată, de feminism. La acesta ne-am referit noi până acum și în Cartea 4. Sunt majoritatea. Acum vorbim despre nuanțele acestea care s-au ivit. În continuare, femeia preocupată numai de sine, cu orgoliu mare și masculină, va trebui să fie corectată de către bărbat, dacă mai poate.
pentru că 4 bărbați din 5 în Occident au fost feminizați. Deci distrugerea care a fost făcută prin femeie este acum aproape irecuperabilă. Vom muri cu toții cu încetul și nu după mult timp. Când bărbatul nu este slujit, este respins, respingerea aceasta îl ajută un pic. Ura femeii, ura copiilor față de el îl ajută, dar și ura aceea vine de la Dumnezeu și nu putem să spunem noi că ceva nu este bine. Ceea ce se întâmplă este perfect în fiecare clipă și nu poate fi comentat și nu poate fi schimbat. Noi doar constatăm ceea ce se întâmplă. Dacă încerci, pe exemplu, să oprești copiii să-l mai urească pe tată, atunci se vor întoarce și împotriva femeii. Pentru că trebuie să lăsăm pe Dumnezeu, știe El de ce alege aceste metode, sunt cele mai potrivite și cele mai eficiente în momentul acela, în cazul respectiv. Ceea ce este important este să nu ne luăm după reguli și niciodată în viața noastră să nu le producem idealuri copiilor, nu este voie. Idealurile sunt ăla rău, ăla cu coarne, diavolul. Deci dezamăgirea, drama, suferința, ura, neputința, neînțelegerea, necredința, păcatul, tot ceea ce este rău este tot ceea ce omul are nevoie ca să distrugă idolatria. Problema vine din absolutizarea de principii, idealuri, virtuți și reguli și binele propriu pus pe primul plan. Acelea vor fi distruse întotdeauna. Dumnezeu atacă întotdeauna pe diavol și îl distruge. Indiferent pe ce temă. Tot ceea ce este rău și noi numim că este rău ne salvează viața. Deci când oamenii ni se opun, spre exemplu, opoziția aceasta ne salvează viața. Când oamenii ne dezamăgesc și nu ne iubesc, ne distrug ego-ul, lupta și rezistența și ne salvează sufletul. Deci întotdeauna când cineva ne face un rău, acela este cel mai mare bine posibil și omul acela ne face cel mai mare bine posibil. Când noi nu dăm înapoi și doar primim, noi pierdem energie vitală. Și atunci devenim agresivi și ironici. Și atragem după aceea neplăceri care să ne distrugă acest orgoliu, această trufie și mândrie. Necazurile care ne vin din față este atacul nostru întâi asupra celorlalți. Deci dacă noi n-am mai ataca oamenii și viața, nu ar fi nevoie să vină neplăceri asupra noastră. Sau binele propriu, preocuparea excesivă pentru binele propriu. Va aduce distrugerea lui. Tot ce pune mai presus decât viața așa cum este, mai presus de modestie, de simplitate, de smerenie, tot ce pune mai sus va fi distrus. Și viața va fi cu atât mai nefericită și dureroasă cu cât noi ne facem idoli mai mari. Și ne putem pierde și viața. Cu cât idolatria noastră este mai puternică, cu cât plăcerile sunt mai mari, cu atât suferința va fi mai mare. La bărbat depinde de cultura în care a trăit, de obiceiurile religioase, de tradiție, de normele sociale, de educația părinților, de cum s-a purtat mama, ce programe i-a dat și asta este, nu ai ce să faci. Noi nu putem să schimbăm oamenii în niciun mod. Ne putem schimba pe noi și atunci ei nu mai este nevoie să ne atace. Dumnezeu prin ei. Cu cât absolutizăm mai mult idealurile, cu atât mai multă nereușită și neîmplinire și neplăceri vom avea parte. Și oamenii ni se vor opune, ne vor contra. Dar aceste contre pe care le primim de la viață, ne țin în viață. Dacă ele n-ar mai fi, atunci noi am muri. Deci, cu cât neplăcerile sunt mai mari, cu atât noi vom putea să supraviețuim. Iar necazurile și nefericirile vin din faptul că noi punem fericirile acestei lumi mai presus decât orice. Și idealurile.
Noi nu putem schimba oamenii, asta este soarta lor, este Dumnezeu acolo care ia un rol și trebuie să ducă omul acela în programele care îi sunt stabilite din spate, însă și Creatorul Universului se supune acestor programe și nu pot fi contestate. Nu putem face absolut nimic pentru ei. Un bărbat care este înnebunit după materie, după femei, nu suferă. Este bine așa, într-adevăr, are suferință proporțională sau mai mare, dar asta este modalitatea prin care el poate să supraviețuiască. Dacă Dumnezeu a ales această soluție pentru el, asta este cea perfectă. Bărbatul care se preocupă numai de el nu are obligații, este liber, face ce vrea, pentru el este totul perfect și este fericit. Este treaba lui Dumnezeu și nu poate nimeni să intervină sau să schimbe ceva în soarta lui. Noi trebuie să ne corectăm și să fim atenți să nu intervenim și să lăsăm lucrurile așa, pentru că Dumnezeu știe de ce face ce face. Preceptele absolutizate și mai ales cele care vin din religie sunt cele mai distrugătoare posibil. Ne-au terminat, ne-au chinuit maxim, ne-au făcut viața praf. Absolutizarea idealelor de tot felul creează lupta și suferința și noi nu vedem ce ne aruncă în luptă. Oamenii au fost preocupați numai de fericirile acestei lumi, de materie, de bunăstare, să adună de toate, câtă mâncare au ei, dulciuri, totul excesiv. Binele acesta aduce războiul și ura și pierderea. Și nu ne va lăsa să înțelegem. Pentru că cu cât ai mai mult, cu atât ai un văl mai mare pe față și nu vei înțelege ce vei păți. Eliberarea de ele este cea mai mare fericire și înseamnă să nu le vrei. Să nu vrei mai sus, mai mare, mai frumos, mai bine, mai gustos, mai îmbelșugat, mai comod. De mii de ani suntem în aceeași poziție, nu ne-am schimbat deloc. Este un defect la noi. Tot ce este mai mult și mai bine ne ia din liniștea vieții și din frumusețea ei. Binele acesta ne omoară și nu vedem, și ce important este că nu ne va lăsa să vedem decât cei care au suferit. Suntem setați să căutăm idealul de bine, altceva nu vrem. Și apoi acesta ne aduce distrugerea. Este o bombă pe care ne-au aruncat-o stăpâni la lume împreună cu preoții. Noi nu-L vedem pe Dumnezeu în puțin, în simplu, în modestie, în simplitate și în smerenie. De fapt, nimeni nu-L caută, pentru că atunci când căutăm bunăstarea, când mai mult belșug, noi îl căutăm pe diavol și ne închinăm la diavol. Deci omul care are o casă frumoasă, o mașină frumoasă, mai mulți bani, se închină la diavol. Și trebuie să înțeleagă lucrul acesta, el este o ființă întunecată, culorile lui pe câmpuri sunt cenușii spre roșu, culoarea cenușii este culoare devibraționată, este o culoare a iadului 2. Toată lumea visează o viață dulce și dulcele astea ne strică la cap. Devenim anxioși și agresivi. Dulcele e principiul de mai bine, este salvatorul, este diavolul. Noi când vrem dulcele, noi îl vrem pe diavol și ne închinăm la diavol. Când vrei o haină mai frumoasă, te închin la diavol. Când vrei să ieși în evidență, te închin la diavol. Când vrei o casă mai mare, mai mulți bani, o mașină mai frumoasă, te închin la diavol. Și acela este iadul. Este ca și când ai zice, eu vreau un iad. Asta spune fiecare. Cu cât este mașina mai frumoasă, banii mai mulți, cu cât omul este mai arogant și mai orgolios, cu atât el este deja în iad. Acesta este iadul. Este o pregustare a iadului. Nu este nevoie să te luți pentru mai bine pentru tine. Trebuie să renunți. Dumnezeu e renunțare la mai mult bine. Mai mult bine pentru tine înseamnă diabolizare. Să alegi întotdeauna tot ceea ce este greu este sfânt și te înalță. Și să fii sluga tuturor, să-i asculți pe toți. Atunci viața
aici, în lume, devine ca un fel de mănăstire. Cu cât ai mai puțin din lumea aceasta, cu atât ai mai multă dumnezeire în tine. Nu este suficient să unim contrarele, trebuie și real să ne autolimităm. Am o întrebare. Mă gândesc de ce nu au reușit călugării să schimbe pe oameni. Deloc, din contră. I-au aruncat în iad. Pentru că atunci când se absolutizează virtuți, va construi iadul. Se va construi iadul. Adică toate măsurile care vor distruge virtuțile. Absolutizează nepăcatul, va face păcat. Când absolutizează dreptatea, va primi nedreptate. Când absolutizează iubirea divină, va primi o iubire pământească. Când înțelegem că Dumnezeu pătrunde totul, dispar toate credințele. S-au putut schimba oamenii pentru că idolii au rămas acolo. Datorită faptului că călugării, preoții, biserica, toată lumea, nu? Medicul, avocatul, psihologul, toți au construit idealuri. Și cu cât au întărit mai mult idealurile acelea, cu atât ne-au pus să le încălcăm. Nu idealurile trebuiau să fie pus pe primul plan, ci viața așa cum este acceptată. Și atunci, nefiind niciun ideal, n-am fi avut niciun ego și orgoliu și nu mai era nevoie să fim scăzuți de nimica. Atât trebuie să înțelegem și asta este toată învățătura Vechiului Testament, când Dumnezeu a spus eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Deci tot ce pune mai sus decât El este, sunt mântuitor, sunt salvator și orice salvator va fi distrus. Nu-ți dă voie să pui nimic pentru că aparține acestei lumi și tot ce aparține acestei lumi, ea fiind secundară, nu poate fi făcută primordială. Ar însemna să se inverseze creația lumii și asta nu se poate și este un atac la Creator. Deci Dumnezeu întotdeauna va distruge tot ce punem noi pe primul plan, toate virtuțile, toate idealurile, toate principiile filozofice, științifice și religioase puse pe primul plan și toate regulile puse pe primul plan le va distruge și vor fi încălcate. Da? Deci întotdeauna nefericirea, necazul, durerile sunt construite de absolutizarea acestor idealuri și virtuți. Cu cât mai virtuos călugării, preoții au promovat aceste idealuri, cu atât mai puternic omenirea s-a închinat la materie și la diavol. Ei au creat această lume plină de nefericire și de suferință, de boli și de distrugere și de războaie și de nefericire. Dacă noi credem că toți suntem sfinți, și păcătosul și nenorocitul și trădătorul și mincinosul și bețivul este sfânt. Și dacă înțelegem că prin fiecare din ei se manifestă același al nostru Dumnezeu, atunci îl vedem pe Dumnezeu peste tot și nu mai este nimic de luptat sau de apărat. Nu mai este nevoie să te duci mai sus pentru că ești deja în divin. A-l vedea peste tot este unire cu Dumnezeu și atât trebuie. Și Dumnezeu a zis, toți sunteți sfinți, toți sunteți fiii mei. Nu a zis că unul este mai sfânt decât altul. Indiferent cum sunt ei, sunt același 10 la puterea 14, deci trilioane de celule în corpul fiecăruia, care fiecare celulă face, să zicem, 1.000.000 de operații pe secundă. Deci este o infinitate acolo de necontrolat, este Dumnezeu acolo, e corpul lui, nu e corpul nostru. E viața lui peste tot, e numai el. Ține totul la oaltă să nu se dizolve în aer. Atunci noi ce să facem? Decât să acceptăm viața așa cum este. Nu ne rămâne decât să îl lăudăm. Dacă el este în toate pozițiile, el face toate acțiunile, el e vrășmașul din față, este vrășmășia din noi. Este și bucuria și suferința, tot ceea ce ni se întâmplă. Nu ne mai rămâne altceva decât să îl admirăm. Deci, numai în momentul în care vom înțelege că păcătosul este sfânt, că necredinciosul este sfânt, numai atunci îl putem vedea pe Dumnezeu peste tot. Și atunci ne liberăm de eu mai presus decât toate, binele meu, adevărul meu, dreptatea mea pe primul plan.
atunci îl vom vedea pe Dumnezeu în tot ceea ce se întâmplă, luând toate rolurile posibile și punându-și toate măștile. Întotdeauna în fața noastră nu vine decât Dumnezeu, nu are cine să vină, că nu suntem în altă lume, suntem în lumea Lui. Deci în fața noastră este numai și numai Dumnezeu. Oamenii aceia sunt Divinul. În fiecare din ei sunt aceleași trilioane de celule. Prin fiecare din ei se manifestă același al nostru Dumnezeu, indiferent cum, funcție de cum suntem noi. Toți oamenii, Dumnezeu prin toți oamenii nu face altceva decât să ne corecteze, să ne distrugă orgoliu, ego-ul, rezistența și lupta, ca să ne salveze sufletul. Toate lucrurile împotriva cărora noi luptăm și cărora noi le-am dat o etichetă negativă, tocmai acelea sunt cele care ne salvează viața. Pe ne urăște cel mai tare, ne iubește cel mai tare. Când vedem pe Divin în orice manifestare a vieții, atunci ne unim cu El. Această stare corespunde cu o stare de predare de sine, de îngăduință, de înfrângere, de simplitate, de smerenie, de ascultare. Acel om este omul lui Dumnezeu, care este înfrânt total. Dar dacă acuzăm omul și îl vedem vinovat și luptăm cu el sau cu exteriorul, atunci noi îl acuzăm pe Dumnezeu, intrăm în conflict cu Creatorul Universului, ceea ce e o brăznicie maximă, și vom suferi. Cu cât lovim mai puternic în afară, cu o putere mai mare vom fi loviți înapoi. Cu forța cu care judeci, cu o forță mai mare vei fi lovit din față. Și nu trebuie mult de făcut decât să zicem că în fața noastră este Dumnezeu care a luat un rol, a luat o mască, pentru că asta este doar o mască. Este vorba de prima experiență pe care am avut-o la vârsta de 2 ani. Dumnezeu a luat o mască. Trebuie să înțelegem că El joacă un rol prin acel om, trebuie să-l ducă mai departe pe soarta lui, pe lecțiile lui, și nu putem să schimbăm nimic niciodată la oameni din fața noastră. Și rolul acela este rolul lui. Nu este nimic rău. Noi întotdeauna avem probleme numai cu noi, nu cu ceilalți. În măsura în care noi ne distrugem idolii și nu mai absolutizăm nimica și nu mai suntem poziționați pe o parte, noi ne vom elibera de eul acesta și fără eu viața devine frumoasă, pentru că nu mai are ce să scadă la noi. Nu mai vedem nimic rău, atunci vom fi fericiți și liberi. Atunci îl vom vedea pe Dumnezeu peste tot. Problema noastră este că mereu îl acuzăm pe El pentru toate și nu se poate și nu este adevărat. Niciodată exteriorul nu determină interiorul, întotdeauna interiorul nostru determină acțiunea exteriorului și atitudinea pe care o va lua exteriorul față de noi. Acțiunea noastră. Ca să fim atacați, trebuie să fie atacat noi întâi, viața și oamenii. Când Sfântul va fi egal cu păcătosul, atunci îl vom vedea pe Dumnezeu peste tot. Voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei, nu este unul mai sfânt decât altul, deci egalitate. Dumnezeu se manifestă în mod egal prin orice om, indiferent cum arată El, cum este El. Iar în Noul Testament spune, voi toți sunteți răi și n-au coborât în iad. Și așa i-a condamnat pe toți la iad și la moarte. Dar nimic din ceea ce a mai spus după aceea. Mereu trebuie să vedem opusele, contrariile, egale. Pentru că avem acest obicei de a ridica ceva mai sus. Și să zicem că nu e mai bine. Niciodată că ceva este mai bine. Pentru că atunci îl facem pe Dumnezeu rău. Și spunem, Tu, Doamne, n-ai făcut lucrurile cum trebuie. Și asta nu se poate. Lucrurile sunt perfecte în fiecare clipă, nici măcar nu pot fi comentate că ele deja s-au întâmplat. Și toată dezbaterea noastră este inutilă. Întotdeauna El va face ceea ce crede de cuvință și nu se va putea schimba nimic. Noi ne putem schimba numai pe noi înșine și atât. Și atunci exteriorul nu mai este nevoie, când scădem idolii, nu mai este nevoie să ne atace, că nu are ce idol să mai scadă la noi.
Deci cel mai rău pentru noi sunt virtuțile puse pe primul plan, idealurile, regulile, principiile și binele propriu pus mai presus de toate. Asta înseamnă idolatrie. Idolatria distruge sufletul, atacă sufletul și este închinare la diavol. Sunt diavol. Virtuțile, principiile, idealurile fixate sunt diavol. Dar și Noul Testament a fost creat de el ca să vedem diferența. Și tot el a zis că voi toți sunteți răi ca să vedem diferența. E absolut rău că Dumnezeu a acționat și în mod negativ. El a vrut doar să vedem care sunt deosebirile, în care îl vom vedea în toate pozițiile și când nu mă vom mai vedea nimica rău din ceea ce a făcut el, atunci ca toate credințele și lupta dintre noi și suferința din lume și războaiele și rachetele. Egoul omului nu-l vrea pe Dumnezeu, diavolul nu-l vrea pe Dumnezeu. Nu putem arunca vina în afară pentru lăcomia din noi. Noi vrem mereu viața, binele propriu, dar binele propriu mai presus de toate ne omoară. Tot ceea ce există în lumea aceasta este creația lui și se supune lui. În momentul în care noi absolutizăm idealul, principii și reguli, atunci Dumnezeu ne va ataca din față în orice mod posibil. Toți suntem divinul. Nu este cineva mai divin decât altcineva. Sunt același număr de celule, același trilioane de celule în fiecare și Dumnezeu face aceeași muncă prin fiecare. Nu poate să facă ceva greșit. Ceea ce privim noi sunt lecțiile pe care fiecare din oameni le are datorită programelor pe care le vin din spate de la strămoși. Și nu pot fi contestate. Dumnezeu este în rău. Numai în momentul în care vom înțelege că este și în rău, atunci ne vom degaja și ne vom liniști. Atâta timp cât căutăm un bine și îl fixăm, vom lupta și vom urâ. Și vom suferi și vom fi chinuiți și loviți din față de divin, de el în persoană. În clipa în care nu vom mai vedea nimica rău, atunci vine în noi fericirea, prezența lui. Ceea ce facem noi este că îl acuzăm mereu pe Dumnezeu că face lucrurile rele, dar totul vine din absolutizarea unui bine. Dacă n-am absolutizat acele virtuți și idealuri pe primul plan, noi nu am mai vedea niciun rău niciunde, pentru că n-am avea comparație cu ce să comparăm, n-am mai putea să fim poziționați pe o parte, polarizați, partizani, și atunci n-am mai fi nevoie să fim îndreptați, pentru că polarizarea înseamnă strâmbătate. Înseamnă atac la divin. Deci singurul lucru pe care îl facem noi și aduce suferință este că îl atacăm pe Dumnezeu și spunem că este rău sau este vinovat din față, că nu e bine ceea ce face și nu este în regulă și nu este adevărat și că nu știe să facă lucrurile cum trebuie. Asta înseamnă idolatrie. Este rău. Am văzut odată într-un film în care se spune așa, ceea ce omul vede că este un rău, Dumnezeu vede că este un mare bine. Și am fost impresionat în filmul acela ce spunea diavolului. Ce îi spunea diavolul omului acela, călugărului. Îi spunea, caută ceva mai bun. Deci, mai bine, mai bun, mai sus, mai frumos, înseamnă diabolizare. Când renunți la mai comod, la mai plăcut, atunci te unești cu divinul. Nu este și nu va fi niciodată în mai bine pentru tine. Acolo este suferință. Când ne place comoditatea, a nu fi comod ne încarcă cu energie. Când nu avem comoditate, a avea un pic de comod ne încarcă cu energie. Când căutăm mereu materie, a nu o avea continuu ne ajută și ne salvează viața. Când nu avem mai nimic, a avea puțin ne ajută și ne dă energie. Doar măsura să o știm, care devine un rău. Și să deplasez mereu spre puțin, dar nu în mod exagerat. Binele mai sus vom avea parte de rău. Atunci mai puțin binele ne încarcă cu viața. Dacă nu avem mai nimic,
atunci binele ne ajută și ne dă viață. Deci nimic mai sus, nimic mai jos. Calea de mijloc este calea divină, calea de echilibru și ne dă energie. Doar excesul este de evitat, nimic absolut. Când credem că numai în mănăstire îl putem întâlni pe Dumnezeu, nu e adevărat. Înseamnă că mai mult în lume îl putem întâlni. Când absolutizăm ceva, inversul este valabil. În lume oamenii sunt atacați și ca în mănăstire. A nu exagera este calea divină. A nu respinge ceva în mod total, a nu fi radical. Când ești radical, numai diavolul este radical și respinge tot. Nu fără plăcere în mod absolut, că altfel ne stricăm la cap. Și plăcerea este bună și necesară, și cafeaua și dulcele, dar cu măsură. Fără extremism. La început, dacă omul nu avea carne și nu mânca carne, el nu ar fi existat. Deci nu exista pe pământ. Atât de important a fost carnea în momentul acela. Se moare din cancer, cu leucemie sau atac cerebral din exagerarea cu vegetalele. A murit din această cauză. Exagerarea nu este bună. Nimic total. În Vechiul Testament Dumnezeu spunea de multe ori mâncați carne acum. Nu le-a spus fără carne. Absolutizarea nu este bună deloc, în nicio parte. Trebuie păstrat un echilibru și să nu fim exclusiviști. Când ești în echilibru, Dumnezeu te va hrăni cum crede El de cuvință. Important este al lucru, să unești contrariile, să nu fii polarizat, că dacă ești polarizat, vei simți nevoia să mănânci mai mult. Într-o parte sau în alta. Mai multă carne sau mai multă vegetale. Dar vei fi polarizat. Și polarizarea va trebui să fie scăzută. Oricum posibil. Pentru că înseamnă împotrivire la Dumnezeu. Înseamnă absolutism. Nu veganismul te salvează, ci să unești contrariile, să nu vezi ceva mai bun decât altceva. Pentru că veganismul înseamnă un absolut. Înseamnă că va trebui să fie scăzut din față în orice mod posibil. Noi căutăm să fim sănătoși, absolutizăm sănătatea, dar absolutul acesta va trebui să fie distrus. Sunt oameni care par perfect sănătoși și mor, sau au un accident de mașină, sau li se întâmplă o pierdere financiară și după care mor. Deci, în momentul în care ai absolutizat sănătatea, va veni din față ceva ca să-ți distrugă acest absolut în orice mod posibil. Orice nefericire, orice pierdere, orice necaz, orice durere, orice suferință, orice accident poți să ai din absolutizarea aceea. De ce este periculos absolutizarea? Absolutizarea este cea care omoară. Dieta nu te ajută la nimic. A păstra sănătatea corpului nu te ajută la nimic. Pentru că înseamnă că pui sănătatea pe prim plan și vei atrage din partea divină distrugerea. Pentru că pentru Dumnezeu corpul nu contează. Deci degeaba omul pune sănătatea pe prim plan, dar este radical. Este critic, este acuzator, este crud, este nemilos, este dur, este intolerant. Acolo înseamnă diabolizare și va trebui să fie distrus. Deci degeaba el caută să se păsteze sănătos și vine Dumnezeu și dă un accident de mașină și l-a terminat. Datorită faptului că el e polarizat. Polarizarea trebuie să fie înlăturată și atunci nu mai este nevoie să cauți, să ții diete, nu mai este nevoie de veganism, nu mai este nevoie de nimic. Te va hrăni el cum crede el de cuvință. Deci ceea ce este important este să nu fii polarizat, să nu fii absolutist, să nu ai idealuri, principii, reguli absolutiste fixate, că degeaba ții, faci tot posibil, ții dietă sau faci tot posibilul să fii sănătos, că vei fi distrus altfel. Pentru că boala este una dintre metodele prin care Dumnezeu ne scade orgoliu și ne aduce în echilibru.
Este una dintre metode. Mai sunt o mulțime de alte metode pe care el le are la îndemână și le va folosi. Atâta timp când noi nu scădem idolii, absolutizările, vom fi loviți cu sănătate cu tot. Vom fi loviți altfel, în alte moduri. Îți dă o pierdere financiară de te-a distrus psihic. Îți dă un accident de mașină în care nu ai niciun fel de speranță, salvare. Deci nu se poate. Pericolul cel mare nu este să-ți aperi sănătatea. Nu este boala, pericolul cel mare, sau suferința. Pericolul cel mare este polarizarea, binele absolutizat. Adică acele idei fixe pe care omul le fixează și le face absolute. Acele idealuri, aceia sunt idolii. Idolii sunt pericolul cel mai mare. Dumnezeu în multe situații nu a zis în Vechiul Testament faceți ceaiuri, mâncați nu știu cum fără carne. N-a zis asta. A zis nu vă faceți idoli. Deci asta este ceea ce se întâmplă. Idolatria este lovită nu numai prin boală, este lovită prin accidente, prin nefericire, durere, suferință, în orice mod posibil, pierderi. El întotdeauna pedepsește polarizarea, poziționarea pe o parte, absolutizarea unui bine. Cred că cel mai greu ne este nouă, oamenilor, să nu fim exagerați. Mereu trăim la extreme. Ne trebuie calea aceasta de mijloc, de îngăduință și de acceptare. Și să fim atenți să nu ne facem idol, că vom fi distruși în orice mod posibil, indiferent dacă facem dieta nu știu care, da? Și ne păstrăm sănătatea corpului. El zice, bine, nu te lovesc cu boală, te lovesc cu alte arme. Am o mulțime de arme aici, prin care să scați idolii. Să scot gărgăunii din cap. Operațiunea scoaterii gărgăunilor din cap. Noi din exagerare o pățim. Pentru că exagerarea, absolutizarea aceasta, înseamnă polarizare pe o parte. Și partea atacă întregul. Înseamnă diabolizare. Și cum facem să nu ajungem să exagerăm? Întotdeauna alegem greu, neplăcutul, incomodul și atunci câștigăm viața. Procesele de reparare al organismului pornesc la împuținare și la restrângere, la autostres și de întinerire. Și în momentul în care mergem spre puțin, nu mai putem să fim polarizați pe o parte, nu mai putem să ne închinăm la idoli și nu mai putem să greșim pentru că avem energie subtilă. Deci energia subtilă este scopul nostru, adică prezența lui Dumnezeu. Să trăim alături de El, lângă arcaș. Să stăm lângă arcaș. Că altfel ne ia la țintă de nu ne vedem. Înfrânarea și dăruirea fără să aștepți ceva în schimb de la celălalt. Dăruirea gratis. Deci nu mai putem să urâm păcătosul și păcatul pentru că este divinul care vine sub forma aceea datorită faptului că noi am absolutizat nepăcatul și nepăcătosul. Când absolutizezi dreptatea, ai parte de nedreptate. Când absolutizezi nepăcatul, primești păcatul și te pune să-l și trăiești. Exemplu călugării de la catolici. Teile alea fixe i-au făcut să cadă, absolutizate. Că Dumnezeu a zis, eu sunt și pe invers. Aceea este credința adevărată, care îl acceptă pe Dumnezeu cu plus și cu minus așa cum este. Și pe de altă parte, noi nu putem să ne întâlnim cu Dumnezeu decât dacă ne împuținăm și ne ducem cât mai jos. El este în simplitate, modestie și în smerenie, nu este în sus. În sus este diavolul. Cu casele lui. Casele sunt ale diavolului. Mașinile lui sunt ale diavolului, banii sunt ale diavolului. Tot ce este mai mult decât avem nevoie este diabolizare. Așa cum spune diavolul, fă tot posibilul să te distrezi în viață, să ai cât mai mult, să câștigi cât mai mult, să călătorești peste tot, să-ți faci o casă mare, să-ți iei o mașină frumoasă, să te plimbi, să aduni cât mai mulți bani, să te distrezi. Mai mult, mai mult, mai bine, mai sus. Deci mai bine este idolatria. Ăsta este sfatul diavolului. Și m-am întâlnit cu el de câteva ori. Deci, bunurile simbolice, virtuțile, idealurile, regulile puse pe primul plan, înseamnă închinare la diavol, înseamnă diavol. Ăsta e diavolul, virtutea. Idealurile, regulile puse pe primul plan, fixate. Pentru că omul devine intolerant. Când cineva nu le respectă pe acela, el devine intolerant și începe să urască. Și unde mai este iubirea? Și devine intransigent, dur, crud, nemilos și hain. Și ce înseamnă mai sus?
înseamnă definiția diavolului. Eu pe primul plan. Binele meu, adevărul meu, dreptatea mea, mai presus decât toate. Casa mea, mașina mea, banii mei, fericirea mea, da? Dreptatea mea, adevărul meu, acesta este diavolul. Și când le absolutizăm, va veni asupra noastră inversul. Creează întotdeauna inversul, idealizarea. Creează negativul care ne aduce suferință în mod real. Ăsta este diavolul. Ce este diavolul? Îți aduce suferință în mod real. Când absolutizezi aceste idealuri și virtuți și reguli și le fixezi, și principii și le fixezi, atunci îți vine inversul. Îți vine suferința. Este real? Este real. Deci diavolul acesta este real. Deci virtuțile, idealului, regulile și principiile sunt corpul eteric al diavolului. Este real. Produce durere. Tot ce pui mai sus decât divinul care este viața așa cum este, vei suferi. Te va face să suferi. Și ajungem să nu acceptăm și să respingem și să refuzăm ceea ce este, ceea ce vine spre noi. Și nu înțelegem că acolo este chiar divinul. Este lecția de care avem nevoie, este vindecarea noastră. Tot ceea ce este neplăcut și nu ne convine, avem nevoie și este salvator pentru viața noastră. Întotdeauna noi când ne căutăm binele, atunci ne împotrivim la divin. Dumnezeu nu este în mai bine, ci este în mai puțin bine. Foarte ușor am putea să ne îndreptăm spre Dumnezeu, căutând mereu în toate situațiile de viață, cât mai puțin bine pentru noi, mereu să ne cedăm binele, să dăm întâietate celuilalt, să ne lăsăm folosiți, să facem voia lui, nu voia noastră, să dăm dreptate întotdeauna, să fim de acord cu toate părerile și să ne lăsăm folosiți. Deci mereu noi ne împotrivim la ceea ce este deja perfect. Dumnezeu mereu ne spune, nu există un bine mai mare decât vă dau eu. Nu există alt mântuitor decât mine. Deci nimic nu vă poate salva, nimic nu vă vindecă decât eu. Și eu ce înseamnă? Respingerea idealurilor, respingerea acestor idoli. Respingerea idolilor este divinul. Tot ce nu ne convine este Dumnezeu. Tot ceea ce noi dorim și este plăcut și ușor este diavolul. Deci idolii sunt ceva mai bine decât ceea ce El deja ne dă. Ăstea sunt idolii. Și idolatria duce la împărțire, la poziționare, la absurdizare și la împotrivire la divin. Virtuțile mai sus creează întotdeauna opusul lor, distrugerea lor. Noi mereu îi spunem Dumnezeu, eu nu vreau ceea ce Tu îmi dai. Vreau numai ceea ce vreau eu. Și atunci pornește lupta și distrugerea noastră. Noi nu credem că El ne dă ceea ce este mai bine pentru noi. Pentru că noi avem o impresie că ce este mai bine este ce este mai ușor, mai frumos, mai plăcut, mai comod. Și când ni se dă lucruri care nu ne convin, noi le respingem. Deci le respingem chiar pe Divin, pe Dumnezeu. Întotdeauna vrem mai mult. Omul înțelege aceste lucruri când le aude, dar nu o să vrea să meargă pe calea divină. De ce? Pentru că este o cale de pierdere a avantajelor și a binului propriu. Asta este problema. El se ține strâns de diavol, se închină numai la diavol. O viață întreagă a făcut lucrul acesta și o viață s-a împotrivit lui Dumnezeu, pe care l-a văzut defect, greșit și că nu face ceea ce el vrea. Omul când absolutizează idol, își face o viață chinuită și nu are nicio șansă de scăpare decât prin suferință, prin pierderea idolilor. Dar idolii sunt exact lucrurile pe care el apreciază cel mai mult și le iubește și exact pe acelea le va pierde. Tot ce punem noi mai presus decât Dumnezeu, ni se va lua și le vom pierde pe toate. Cum i-a spus Dumnezeu lui Petrache lupul, spune-le oamenilor că dacă nu-și bagă mințile în cap, le voi lua pe toate. Și asta face. Nu poți să schimbi oamenii, îi lași în pace să facă ce vor, doar pe tine te poți schimba. Ei au nevoie de suferință, au nevoie să treacă prin lecțiile acelea, să-și cucerească singur această înțelegere și să o depășească. Pentru că dacă nu cucere singur, nu rămâne. Cât de prețios este Dumnezeu. Până și învață lecția. Dumnezeu în persoană a ales pentru ei așa. Asta este.
Noi aici, în Școala Iubirii, vorbim singuri în majoritatea timpului pentru noi. Nu avem scop să salvăm pe cineva sau să ajutăm pe cineva. Scopul nostru este să ne ajutăm pe noi. Să ne depășim limitele și să ne distrugem idolii. Deci, repetăm, virtuțile sunt diavolul. Închinarea la virtuți, la idealul, la principii, la reguli, este închinarea la Satan. Noi suntem satanizați de mult, de mii de ani. Sfânt este ceea ce se întâmplă. Sfânt este păcătosul, necredinciosul, netrebnicul, mincinosul, trădătorul și bețivul. Sunt sfinți. În momentul în care îi vom vedea sfinți și când vom vedea pe păcătos sfânt, atunci, exprimându-se prin el același al nostru Dumnezeu, atunci vom fi liberi. Când vom vedea necredinciosul sfânt, atunci îl vom vedea pe Dumnezeu peste tot. Și se oprește lupta noastră cu Dumnezeu. Și ne vom împăca cu el. Sfânt este ceea ce deja se întâmplă cu critică, cu ură, cu fumat, cu băutură, nu fără ele. Sfânt este Dumnezeu care critică, care urește, care fumează și care bea. Este El acolo. Același al nostru Dumnezeu se exprimă prin fiecare. Prin netrebnic, prin necredincios, prin păcătos. Pe noi nu trebuie să ne intereseze rolurile Lui. El știe de ce le joacă, este treaba Lui. Nu putem să corectăm pe El, noi vorbim numai pentru noi aici. El știe de ce le joacă. Virtuțile mai sus sunt diavolul. Nu se poate absolutiza nimic pentru că nu-ți dă voie. Nu există alt mântuitor în afară de mine, asta înseamnă. Orice pune mai sus va fi distrus. Diavolul. Exact cum mi s-a spus mie. Mai bine, mai sus, mai grozav, mai comod, mai fericit, mai bine. Tot ce pui mai sus este diabolizare, este închinare la diavol. Același cuvinte. Și această închinare pornește de peste tot. Peste tot. De la preot, de la biserică, la medic, la avocat, la politician, toți visează ceva mai bun. Ceva mai bun este diavolul. Orașe de 15 minute. Nu vei mai avea nimic și vei fi fericit. Ceva mai bun este diabolizare. Venit în mine, garantat, va fi o armă colosală. Să văd eu ce o să se întâmple cu majoritatea populației globului. Când, în condițiile în care s-a făcut experiență pe 100 de oameni în Canada și în Suedia și 22% dintre ei s-au sinucis, iar 62% au vrut să se sinucidă. Închipuiesc că dacă se insistă, asta într-un an de zile, dar dacă stau 2 ani, 3 ani, 5 ani, și acei 62% se omoară. Se omoară singur. Oamenii vor muri singuri. De prea mult bine. Pentru că se închină la diavol. Le ia viața. Dumnezeu este în tot, este și în lipsă, este și în ură, și în băutură, și în fumat. În tot ceea ce se exprimă. El ia infinite roluri și știe El de ce. Este o nebunie a noastră să vrem să-L schimbăm pe El, că nu se poate schimba nimic. Sau îl criticăm. Că nu face ceva bine. Că asta fac idolatrii. Întotdeauna îl critică pe Dumnezeu din față că e necredincios, că este neisprăvit, că este bețiv, că e împuțit, că nu știe ce face, că e prost. Plătește un rol de om prost, de om necredincios. Unde este iubire? Iubirea ar fi însemnat să-L vezi pe Dumnezeu și în prost și necredincios și peste tot. Dar nu te lasă, pentru că Salvatorul nu te lasă. Când a pus ceva mai sus decât orice, vei face asta peste tot în viața ta. Te-a programat. Și apoi ajunge să-L criticăm pe Dumnezeu că nu face bine ce face, că bea, că fumează, că cheltuiește banii. Și pentru faptul că noi avem niște idealuri, acele idealuri ne va face să fim dezamăgiți. Îi punem pe oamenii aceia să vină împotriva noastră să ne distrugă idealurile. Și oamenii nu au voie să facă ceea ce vrem noi. Nu au voie să facă. Nu sunt nevoiți să facă ce vrem noi. Niciodată. O pun. Noi greșim când ne raportăm la idealuri.
Dumnezeu înseamnă niciun ideal, nimic mai sus decât mine, niciun mântuitor. Mântuitorii sunt idealurile, niciun ideal. Dumnezeu este virtutea, este și încălcarea ei. El duce omul acela din fața noastră care nouă nu ne convine de el în destinul lui. Și noi îl corectăm pe Dumnezeu din el, n-are cum să ne asculte, n-are cum să facă ce vrem noi. Este imposibil. Are lecțiile lui proprii care vin la strămoșii lui și însăși creatorul universului se supune acelor lecții. Ce să faci? Nu există ceva mai bine în lumea aceasta. Este ceea ce este. Este cel mai bine. Nouă ni s-a spus că el este numai virtutea. Și așa s-a creat nevirtutea și răul din lume. El este și distrugerea. Este și pierderea, este și necazul, și suferința, și durerea. Nu e numai virtutea sau binele. El este și ceea ce respingem noi sau nu ne convine. Când noi absolutizăm virtutea, el este nevirtutea. Când absolutizăm binele, el este nebinele. Când absolutizăm nebăutura, el este băutura. Când absolutizăm nefumatul, el este fumatul. Când absolutizăm nepăcatul, el devine păcatul. El devine păcatul. Când ne închinăm la nepăcat, Dumnezeu ne distruge idealurile respective. El vine sub formă de păcat, de necredincios, de netrebnic, de trădător, de mincinos, de bețiv, de fumător. Nu trebuie altceva de făcut decât să-l acceptăm așa cum este. Tatuat, netatuat, așa cum este. Atunci nu mai este nici cum. Când nu mai pune nimic mai pe sus decât altceva, decât ceea ce este, atunci Dumnezeu nu vine. Nu este nevoie să ne distrugă idealurile, că nu mai avem idealuri, nu mai avem idol. Și fără idol, atunci va veni fericirea peste noi. Armonia, suntem în acord cu El. Atunci suntem în acord cu El, că nu pune nimic mai pe sus decât ceea ce este. În tot este numai El. Bine este întotdeauna ce se întâmplă în fiecare clipă, este perfect. Cu rău, cu bine, cu suferință, cu pierdere, cu trădare, cu minciună și mai departe. Asta au făcut ei. În mintea noastră au introdus doar idolul. Idolul și ăla este diavolul. Un bine absolut. De aceea viața noastră este mereu pe dos. Cu cât noi vom ține mai strâns de aceste principii și le fixăm și de idealuri, cu atât ele vor fi încălcate de noi sau de viața în sine. Noi ar trebui tot timpul să ne împotrivim virtuților, idealurilor, principiilor, moralei, regulilor. Să ne împotrivim absolutizărilor. Dacă acest rol de împotrivitor și ne duce în suferință. Noi nu avem voie să-l schimbăm pe celălalt. Nu există așa ceva, nici nu se poate. Nu există ceva mai sus, ceva mai bine, ceva mai grozav. În momentul în care absolutizăm ceva, imediat ne vine pe dos. Noi le dăm puterea stăpânilor, noi i-am creat pe ei. L-am creat pe preot, pe avocat, pe mincinos, ia să zic, pe medic. Noi i-am creat. Pentru că am absolutizat niște virtuți. Și atunci absolutizarea respectivă a creat nefericirea și noi ne ducem apoi la reparatori. Și reparatorii întotdeauna îți vor da virtuți, niciodată nu vă face altceva. Îți vor absolutiza virtuți, un bine. Mereu zice, e mai bine să nu mănânci zahăr. E mai bine să nu mănânci dulce. E mai bine să nu mănânci sărat. E mai bine să mergi pe jos. Absolutizează virtuți. Și absolutizarea virtuților va aduce nefericirea. Pentru că Dumnezeu zice, eu ți-am dat boala ca să-ți distrug idealurile. Bine, dacă tu ai fixat sănătatea, vin altfel și îți distrug viața. Poți să-ți dau un atac de cord, de nu te vezi. Poți să-ți dau un accident de mașină și te-am terminat. Când punem ceva mai sus, noi ne poziționăm pe o parte și chemăm inversul ca să-l distrugă și vine suferința. Și apoi mergem la ei să ne repare. Și veșnic fac asta și veșnic vom face asta, până când noi înțelegem. Și nu mai punem nimic și acceptăm viața așa cum este, nu punem nimic mai sus. Ei mereu ne dau idealuri și reguli fixe, care apoi
vor fi încălcate și ne vor duce în suferință și vor merge iarăși la ei să ne repare. Ei trăiesc pe seama idolatriei, sunt paraziți și ne-au luat libertatea. Noastră și libertatea numai când unim contrarele și nu punem ceva mai sus. Atâta timp cât noi avem idoli, noi nu vom fi liberi și nu vom fi suverani, stăpâni pe viața noastră. Vom fi supuși stăpânilor în continuare. Și ei ne vor servi la toate mesele idolatrie, ceva mai bine decât altceva. Dacă nu o mai pune nimic mai sus decât el, l-am vedea pe Dumnezeu peste tot, decât viața așa cum este. Deci noi suntem în divin când viața vine așa cum este, cu lovituri, cu pierde, cu necazuri, cu nefericire, suntem în divin și deodată zicem, eu vreau ceva mai bun și am ieșit din divin. Și atunci vine distrugerea. Singura propoziție care vindecă este aceasta. Eu sunt singurul Dumnezeu, sunt singurul și nu există alt mântuitor în afară de mine. Deci nu există ceva mai sus decât mine. Când pui ceva mai sus decât mine, ți-l voi distruge. Este idol. Iar dacă punem acest idol mai sus decât el, nu o să-l vedem, ci vom lupta cu el. Un ape opus la absolutizările noastre ca să ne le distrugă. Le folosim sunt închinare la satana, la judecător. Ca să ieșim din iad, trebuie să le inversăm pe toate. Nimic nu este adevărat. Noi nu putem raporta nimic la corp care este doar 0,5%. Toate conceptele care se raportează la corp și apără corpul nu sunt adevărate. Nu respectă primordialitatea. Trebuie să ne raportăm la suflet întotdeauna. Iar sufletul nu vrea nimic pentru sine. Nu vrea ceva mai sus, mai mare, mai frumos. Se mulțumește cu puțin. Acela este divinul. Când ne raportăm la Dumnezeu, ne raportăm la suflet. Și evadăm din închisoarea egotică cea de toate zilele. Oamenii care ne deranjează, ne salvează sufletul și viața și ne distrug idolii. Dumnezeu e tot timpul lângă noi, prin oameni, și nu ne va lăsa să absolutizăm nimic. Tot ce punem noi mai sus, ni le va lua și va fi destrămat prin oamenii care ne vor decepționa. Dacă punem cauzele lucrurilor în exterior sau în oameni, nu e adevărat ce facem și pentru asta vom suferi și viața ni se va opune. Singura cauză a toate câte există este Dumnezeu. Când înțelegem că toate vin de la El, nu mai este nevoie să punem ceva mai sus decât El și dispar idolii. Dacă să facem lucrul ăsta, trebuie să îl înlocuim pe eu sau pe omul din fața noastră cu El. El ne face și de fapt nu nouă, ci Lui își face. Când noi dispărăm de peste tot, pentru că privilegiul de a spune eu nu l-are decât Dumnezeu și noi dispărăm de peste tot, atunci vine fericirea. Atunci se pierd idolii imediat. Nefericirea și suferințele vin pentru că nu-L vedem pe Dumnezeu peste tot, când nu-L punem ca și cauza tuturor lucrurilor în toate. Atunci vor dispărea necazurile, când știi că totul este Dumnezeu și nu mai zici că ceva e mai bun, mai sus sau mai rău decât altceva. Tot ce pui mai sus decât viața așa cum este, este idolatrie. Virtuțile, idealurile și regulile mai sus sunt chinare la diavol. Sunt toate satana. Tot ce punem mai sus este diavolul și tot ce respingem și zicem că este rău este Dumnezeu. Tot ce zicem că este bun este diavolul și tot ce spunem că este rău este Dumnezeu. Totul pe dos. Întrebarea este cine a inversat totul și ne-a aruncat în iad. Tot ce spunem că nu e bine este foarte bine. Cum să ajungi la Dumnezeu? Nepunând nimic mai sus, neabsolutizând nimic, ești una cu El. Cel mai puternic om este cel care nu vede niciun rău și vinovat în lume și care nu vede ceva mai sus decât altceva, care nu absolutizează virtuții, dar principii și reguli. Acesta este omul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă nimic mai sus decât El, nicio virtute, niciun salvator, niciun ideal, niciun principiu, nicio regulă, nicio morală, niciun idol și le va distruge. Și le va distruge pe toate. Pedeapsa pentru idolatrie este moarte. Propoziția eu sunt singurul mântuitor și nu există alt mântuitor în afară de mine distruge toți idolii dintr-o singură lovitură.
În școala iubirii, înțelegerea este mai profundă. Acum am trecut cu toții prin dăruire, slujire și uneori am exagerat, ca până la urmă Dumnezeu să vină să ne transmită așa, nu? Și într-adevăr toți am avut tendința să le facem viața celorlalți mai ușoară și nu ne-am dat seama că de fapt le o distrugem. Cu adevărat, omul are nevoie de greutăți, de restrângere, un stres al trupului, altfel nu vom reuși. Absolutizarea sănătății este idolatrie, pentru că boala și necazul, suferința, pierderea, patimile sunt vindecare. Virtuțile, idealurile, regulile, binele mai sus sunt corpul eteric al diavolului. Real. După definiția lui religioasă. Tot ce respingem este vindecare. Lumea este idolatră, se închină la diavol. Tot ce absolutizăm este închinare la diavol. Tot ceea ce fixăm și ne raportăm la acele lucruri și încercăm să le aplicăm în viața noastră, devin idol și devin diavol. Idolii sunt diavolul care ne distruge. Atunci când știi că totul este Dumnezeu și nu mai zici că ceva este mai bun decât altceva. Nefericirea și suferințele vin pentru că nu-L vedem pe Dumnezeu peste tot. Când nu-L punem ca și cauza tuturor lucrurilor în tot ceea ce ni se întâmplă. Tot ce pui mai sus decât viața, așa cum este, este idolatrie. Virtuțile, idealurile și regulile mai sus sunt închinare la diavol, sunt închinare la satana. Noi suntem satanizați de mult, de mii de ani. Din cauza asta este așa aglomerație în iadul întâi al lui Ilie Cioară și în iadul doi de nu vezi un capăt. Tot ce punem mai sus este diavolul și tot ce respingem și zicem că este rău este Dumnezeu. Tot ce zicem că este bun este diavolul și tot ce spunem că este rău este Dumnezeu. Totul este pe dos. Întrebarea este, o repetăm, cine a inversat totul și ne-a aruncat în iad? Tot ce spunem că nu e bine este foarte bine. Dacă punem cauzele lucrurilor în exterior sau în oameni, nu e adevărat ce spunem și pentru asta vom suferi și viața ni se va opune. Singura cauza toate cât există este numai Dumnezeu. Când înțelegem că toate sunt bune așa cum se întâmplă și vin de la El, care pe toate le face perfecte, nu mai este nevoie să punem ceva mai sus decât El, care este cel ce este. Și atunci dispar idolii. Propoziția eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine, distruge toți idolii dintr-o singură lovitură. Sfânt, sfânt este păcătosul și necredinciosul. Până când nu vom înțelege lucrul acesta, noi nu vom putea să îl vedem pe Dumnezeu peste tot, nu vom putea iubi și mai mult, vom rămâne diavol. Tot ce spunem că nu e bine este foarte bine. Oamenii care ne deranjează ne salvează sufletul și viața și ne distrug idolii. Numai rău distruge idolii. Dumnezeu e tot timpul sub formă de rău, lângă noi, prin oameni. Și nu ne va lăsa să absolutizăm nimic. Tot ce punem noi mai sus ni le va destrăma prin oamenii care ne vor decepționa. Când considerăm că exteriorul determină interiorul, ne raportăm la trup și ne închinăm la diavol. Când înțelegem că interiorul determină exteriorul, ne raportăm la suflet și ne închinăm la Dumnezeu. Toate conceptele pe care le folosim sunt închinare la satana, judecătorul. Ca să ieșim din iad, trebuie să le inversăm pe toate. Nimic nu este adevărat, pentru că noi raportăm totul la corp, care este doar 0,5%. Deci atâta adevăr au lucrurile pe care le spunem noi. 0,5%. Atâta adevăr. Toate conceptele care se raportează la corp și apără corpul nu sunt adevărate. Și sunt diabolizare. Când ne raportăm la Dumnezeu, ne raportăm la suflet și vă dăm din închisoarea noastră cea de toate zile. Dumnezeu este în jos, acolo unde se strâng apele și nu este și nu a fost și nu va fi niciodată în sus, mai bine, mai frumos, mai comod, mai plăcut. Acolo e diavolul. Tot ce pui mai sus, idolatrizezi. Virtuțile, idealurile, regulile, principiile și binele sunt corpul eteric al diavolului, idolii. Și fac rău real când ne închinăm la ei. Când ne închinăm la ei, se creează inversul care vine după aceea să-i distrugăm. Cu cât mai strâns ne ținem de aceste principii și de regulile acestea, de aceste idealuri, cu cât mai strâns încercăm să le respectăm, cu atât mai puternică va fi distrugerea vieții noastre.
Tot ce pune mai sus este închinare la diavol. Și real ne fac rău pentru că generează inversul care vine după aceea să ne distrugă. Cu cât noi le idealizăm, acești idoli îi punem pe primul plan și ne raportăm la ei și ne transformăm viața în funcție de ei, cu atât mai mult vom suferi în viață. Zintă moartea. Nu sunt vii. Și când pui moartea pe primul plan, ataci viața. Și viața nu mai contează. Atâta timp cât noi idolatrizăm pe diavolii aceștia, virtuți, idealuri, principii și reguli, noi ne închinăm la diavol. Când se ajunge la Dumnezeu? Ne punând nimic mai sus, ne absurdizând nimic, ne fixând nimic, atunci ești una cu El. Om este cel care nu vede niciun rău și vinovat niciunde și care nu vede ceva mai sus decât altceva, ceva mai bun decât altceva, care nu absolutizează virtuții, idealuri, principii și reguli. Acesta este omul lui Dumnezeu. Virtuțile la care ne închinăm noi și am fost învățați să ne închinăm sunt diavolul, sunt corpul eteric al diavolului, pentru că sunt puse mai sus în condițiile în care Dumnezeu a zis nimic mai sus decât mine nu există. Nu vă puteți închina la al Mântuitor, că nu există al Mântuitor. Deci Dumnezeu a zis nimic mai sus, pentru că sunt idoli, adică diavol. Deci noi închinându-ne la virtuți, ne închinăm la diavol. Se vede și din faptul că absurdizarea lor creează inversul și lucrul acesta aduce suferință. Tot ce spunem noi că este mai bun decât altceva este diavolul. Și tot ce este pus mai sus decât viața așa cum este aduce suferință, pentru că înseamnă împotrivire la Dumnezeu. De-aia aduce suferință. De aceea vine inversul, sub formă de durere. Deci Dumnezeu vine sub formă de rău. Și face asta toată viața, atâta timp cât noi ne ținem strâși de aceste idealuri absolutizate. De acest model excelent de salvator. Deci noi închinându-ne la ceva mai sus, ne închinăm la diavol. După definiția lor, diavolul este ceva mai sus. Și vine diavolul și spune să dorești mereu ceva mai bun. Mai plăcut, mai grozav, mai deosebit, mai frumos. Virtuțile sunt ceva mai bine. Deci închinarea la virtuți este diabolizare. Și întrebarea care se pune mereu, cine ne-a băgat în acest lagăr conceptual în care suntem închiși acum, care este de fapt un iad, este o pregustare a iadului. Cine ne-a făcut să ne închinăm la diavol? Școala iubirei este. Deci niciun ideal este idealul școlii iubirii. Pe când biserica are un salvator care este mai sus. Deci școala iubirii are ca ideal ceea ce se întâmplă așa cum se întâmplă, cu bine și cu rău, cu plus și cu minus. Deci, viața așa cum este, Dumnezeu este. Deci ne unim cu Dumnezeu. Biserica are un salvator mai sus, are virtuți mai sus, idealul mai sus, ceea ce înseamnă diabolizare. Școala iubirii nu l-are decât pe Dumnezeu. Biserica are un salvator, un intermediar, un mântuitor. În condiții în care Dumnezeu a zis niciun mântuitor. Când spunem că sănătatea este scop, pierdem sănătatea și va aduce boala. Metode de a distruge idolii sunt multe. Boala este doar una dintre metode. Deci nu a apărat sănătatea este fericirea, da, și o durată de viață lungă, ci a nu avea idoli. Atunci Dumnezeu nu mai este nevoie să vină sub orice altă formă asupra ta să-ți distrugă idolii. Că degeaba omul este sănătos, dar are idoli acolo care vor atrage nefericirea din față și poate să primească un accident de mașină, o pierdere de orice fel, un necaz, o durere, o suferință. De altfel, boala este doar una din mijloacele prin care Dumnezeu distruge idolatria. Deci sănătatea nu poate fi absolutizată că devine idol. Și când va deveni idol, va trebui să fim distruși în orice alt mod posibil. Și poate să fie un atac de cord. Și îți vine tunelul acela în față, oblic, deasupra capului tău, la 1,5 metri, 2 metri, și îți produce imediat un atac de cord și tu erai sănătos. Și ce ai făcut? De ce?
Pentru că n-ai putut să te îmbunătățești pe tine. N-ai făcut nimica. Deci ce e important pentru Dumnezeu? Să nu-ți faci idol. În tot Vechiul Testament repetă mereu, nu vă faceți idol, nu vă faceți idol. Nu le-a zis, aveți grijă de sănătate, mâncați besciarul și nu mâncați carne. Le-a zis, nu vă faceți idol și respectați poruncile. Și singura poruncă este prima, că toate cealaltă sunt derivate din prima. Și aceea spune, nu vă faceți idol. Adică nu puneți ceva mai prețios decât mine. Înseamnă toți la fel, adică să nu vrei ceva mai mult bine pentru tine. Și mereu se duceau și căutau mai mult bine pentru ei, se închinau la alți idoli. Și atunci venea Dumnezeu și distrugea ceea ce se întâmplă și acum. Acea situație suntem. Pentru că noua ordine mondială ce este? Prea mult ne-am atașat de materie, am făcut o idol și va fi distrusă. Și ne-a avertizat și ne-a spus clar, prin vocea lui Schweppes, nu vă faceți idol, că vi distrug. Cine va căuta viața, o va pierde, cine o va lăsa, o va câștiga. Nu veți avea nimic și veți fi fericiți. Da? Pentru că a investit în lucrul ăsta, deci a absurdizat sănătatea, dar este poziționat. Și atunci poate să vină asupra lui o CNK și îl va distruge. Ceva este rău. Dacă ne absurdizezi bine, vei crea acel rău care vine să distrugă acel bine, care este un idol. Dar când spunem că nu e nimic mai sus decât el, cel ce este, atunci nu mai are ce să scadă la noi, pentru că nu mai ridicăm niciun vârf, niciun ascuțiș. Deci noi când ne facem idol și fixăm sau absolutizăm reguli, idealuri, principii și virtuți, noi vom suferi neapărat, cu siguranță. Idolii aduc suferință. Asta spune mereu Dumnezeu. Nu există alt mântuitor, deci nu există idoli. Nu puteți să puneți nimic pe primul plan. Dacă puneți ceva pe primul plan, vi distrug. Eu sunt singurul Dumnezeu. Este singura problema noastră. Să îl recunoaștem ca singurul Dumnezeu, fără idol. Nimic mai bun decât altceva, nimic mai rău. Eu sunt singurul mântuitor. Și dacă vă faceți idol, veți suferi. Nu ne interzice, dar spune că veți suferi. Putem să punem virtuți și salvator mai sus, dar el îi va distruge. Eu sunt singurul mântuitor, dar dacă puneți ceva mai sus, îl voi distruge. E o atenționare și un avertisment. Dumnezeu a spus să nu mâncăm din pomul binelui și răului, adică să nu mușcăm din polarizare. Că ne poziționăm pe o parte și va trebui să fim aduși înapoi, pentru că polarizarea, poziționarea pe o parte înseamnă o strâmbătate și Dumnezeu va trebui să ne aducă înapoi, pentru că viața noastră este ca o structură cristalină regulată și dacă strâmbăm cubul, va trebui să fie adus înapoi cu forța. Deci împărțirea în bine și rău și absolutizarea unui bine creează idolii. Idolii sunt precum ieburii sălbatici. Dumnezeu îi vânează. Dumnezeu este vânător de idol și vine împotriva lor cu mânie. Îl supără tare idolatria. Nu poate fi acceptată pentru că inversează prioritatea în univers. Și îl atacă pe el personal. Fiecare din idolii noștri îl atacă pe Dumnezeu personal. Când noi punem dulcele pe primul plan, plăcerile, satisfacțiile, belșugul, bunăstarea, savoarea, comoditățile, adevărul nostru, binele nostru, dreptatea noastră pe primul plan, ăștia sunt idoli, îi va distruge. Pentru că noi atacăm personal pe Dumnezeu și spunem, nu e adevărat, nu te recunosc ca fiind Dumnezeu, uite, acești idoli sunt mai importanți decât tine. Atunci îi distruge. Totul se rezumă la lucrul acesta, tot ce se întâmplă în viața noastră. Nu poate accepta nimic mai sus decât el, niciun mântuitor, pentru că inversează prioritățile în univers. Iar materia este secundară și nu poate să fie primordială. Că noi asta facem, punem materia pe primul plan. Deci binele nostru pe primul plan înseamnă materia pe primul plan. Și din asta vine suferința, bolile, necazurile, durerile și pierderile. Deci trebuie să ne uităm întotdeauna să nu ne poziționăm pe o parte, să nu fim partizani, să nu ținem cu o parte, să zicem că numai așa este. Când zicem că numai așa este, va fi pe dos. Dumnezeu întotdeauna se mișcă imediat în poziție opusă. Nu.
cu cât ne ținem noi mai strâns de un idol și zicem că numai așa este, cu atât el ni le va distruge mai puternic și mai repede. Numai o stare de acceptare a vieții așa cum este, este cea care ne poate salva. E bun și așa, este bun și așa, tot ce se întâmplă este bine și perfect, pentru că vine de la Dumnezeu, ca pe toate le face perfecte și nu poate fi contestat, pentru că deja s-au întâmplat. Așa cum făcea acel om din zona de conducere a lumii, dincolo de zona executivă pe care o cunoaștem noi și o vedem, care nu mă lăsa să fiu polarizat. Deci el nu avea idol. Din cauza asta, de aici a rezultat puterea lui. Și dacă noi am face exact ce face el, mereu să nu fim polarizați pe parte, să zicem că și asta este adevărat, dar și inversul este adevărat, am avea aceeași putere ca și el. Din cauza asta, el egala totul. E bine și așa, dar e bine și așa și inversul. Dumnezeu doar a zis să nu vă faceți idol, adică să nu ridicați ceva mai sus, pentru că îi voi distruge și veți suferi și puteți să vă pierdeți și viața. Pedeapsa pentru idolatrie este moartea. Singurătatea este vindecarea de idolatrie. De ce să lupți cu fumătorii, cu bețivii, cu trădătorii, cu mincinoșii, când de fapt ei te vindecă de idolatrie? Deci Dumnezeu ia toate aceste roluri care ție nu-ți convin ca să te vindece de idolatrie, boala din totdeauna a omului. Spre exemplu, de ce să lupți cu gripa de sezon când de fapt ea te vindecă de idol? Bine pentru tine. O preocupare excesivă pentru binele propriu. Asta face gripa. Când noi primim boli. Și atunci ce faci? 2-3 zile nu mai mănânci. Adică nu mai cauți binele, adică te opui idolilor. Deci opoziția la idolatrie este vindecarea. Te restrângi forțat, dar restrânge aceasta, te încărcă cu energie subtilă și te echilibrează. Iar banii pe care ai economisit și nu îi mai folosești cumpărând mâncare, îi poți da la cineva care are nevoie de el, ei. Dumnezeu întotdeauna știe ce să-ți dea ca să-ți fie ție mai bine și numai de la el vine fericirea. De ce a murit Steve Jobs? A făcut cancer de pancreas, a mâncat numai fructe. Fructoza. Deci și-a căutat binele. Nebun total. A absurdizat sănătatea. A mâncat numai mere. Ce ne spune Camelia? Puterea financiară a femeii îl duce pe bărbat în situația să nu aibă pe cine să protejeze. Este ca o lege asta. O lege clară. O altă lege. Ce absurdizezi vine pe invers. Fiecare fir de praf este unde trebuie să fie. Deci concluzia este că tot ce este pus de noi mai sus decât viața așa cum este, este închinare la diavol. Întotdeauna diavolul se arată ca ceva ideal. Să ai, să te distrezi, să-ți fie bine. Idealurile sunt închinare la diavol. Nebinele nostru, spune Camelia, este Dumnezeu, adică să fim mereu înfrigurați, flămânzi, bolnavi, epuizați. Și asta face parte din ceea ce este? Când nebinele ne salvează viața. Când am mâncat cu cel mai important pentru noi, aflăm în zi, este mai bine. Și boala, spre exemplu, sau epuizarea, ne salvează viața. Ordinea este de fapt ceea ce este și ceea ce se întâmplă. Siguranța apare când știi că este doar Dumnezeu, atunci ești acasă. Cauza suferințelor este că nu se știe că nu există altceva decât Dumnezeu în tine și în ceilalți, în tot ceea ce este și se întâmplă. Idolatria vine din faptul că nu știi că există un unic Dumnezeu, cauza tuturor lucrurilor, și atunci tu ții bucuria din exterior, din lume, care de fapt trece repede și este secundară. Nu o poți să reții și iarăși te lupți. Trebuie doar un pic de curaj să acționezi din programul acesta. Tot ce este, este Dumnezeu.
ca să poți să înțelegi bine, fiziologic. E ok și cafeaua dacă se înțelege că tot Dumnezeu este, dar când nu este exagerată. Când este exagerată, atunci va veni suferința. Tot ce pune noi mai presus decât divinul, care este viața așa cum este și reprezintă puținul, va fi distrus. Dar în momentul atunci nu mai este nevoie de cafea, pentru că nu mai ai niciun fel de nemulțumire. Nemulțumirea porniște de la polarizare. Când ești poziționat pe o parte, atunci ești nemulțumit, ești dezechilibrat. Și salvarea este să distrugi idolii, să nu mai fii polarizat și să vezi pe Dumnezeu peste tot. Atunci nu mai ai nevoie să acoperi nemulțumirea, pentru că nu mai ai nemulțumiri prin patim, prin băutură, țigări, mâncare sau altceva. Păcătosul și Sfântul sunt tot Dumnezeu. Cel ce ne deranjează vine să ne salveze de idolatrie, de materia pusă pe primul plan. De faptul că nu știi că Dumnezeu este peste tot. De orice ne-am îngrijora, batem câmpii. Tot ceea ce se întâmplă este jocul lui, el joacă în toate pozițiile și noi nu suntem niciunde. Ne îngrijorăm degeaba. Întotdeauna va face ceea ce trebuie să facă conform programelor pe care el le are în spate, luând rolul acelor oameni. Cu cât mama îi acordă mai multă atenție copilului, cu atât mai tare trebuie el să ne dezamăgească. Orice exagerare va fi plătită printr-o dezamăgire mare. Părinții care au multă grijă de copiii lor când sunt mici vor fi neglijați total când copiii lor vor fi mari. Cine este prea dogmatic va fi distrus. Peste tot se spune să acorzi atenție copilului. Mă întrebam încă de la început, de la școală, câtă atenție înseamnă suficientă. Din practică m-am observat că câtă atenție le-ai da, tot nu este destulă. Și chiar dacă părintele acordă forțându-se multă atenție, copilul simte că nu e mulțumit, că nu e destul. Toată forțarea este inutilă. Când încerci să-i dai mai bine, atunci el va fi mai rău și se va simți mai prost. Dacă nu vrei ceva de la relația cu copilul, să se aducă bucurie, să te împlinească, atunci copilul va fi într-un anume fel lucrurile și nu mai au nevoie de multă atenție, care este de fapt multă corecție din partea copilului față de părinte. Când copilul cere multă atenție, înseamnă că părintele face ceva greșit și trebuie să fie scăzut. Multă atenție din partea părinților înseamnă un fel de scădere a absolutizărilor părintului printr-un soi de privare de libertate. Adică părintele chinuit de copil. Copiii reacționează, scăzându-le părinților idolii, așteptările, pretențiile. Când ei au așteptări, să fie bine, să fie cumint, să fie în ordine, nu vor fi. Li se vor opune. Fata ei o trage de mână și o duce în altă cameră atunci când mama comentează negativ ceea ce se întâmplă. Deci nu-i dă voie. Noi știm că totul este un vis. Noi visăm, dar el acționează și trăiește în toate, cum crede el de cuvință, el Dumnezeu. Atacul lui Dumnezeu asupra egoului nostru este formidabil în epoca noastră. Apocalipsa reală a egoului continuă, fără putințe de a scăpa și a ne salva, pentru că nu le dă voie să înțeleagă. Dacă înțelegem că el face tot ceea ce se întâmplă, că sunt roluri pe care le joacă el, el face și desface. Înseamnă că totul este bine așa cum se întâmplă și foarte potrivit. Dar atunci nu ne mai putem supăra de nimic, pentru că nu avem control și nu putem schimba nimic. Și dacă nu ne supărăm, nu ne mai întărim ego-ul și nu mai suferim. Și dacă nu suferim, ne pierdem eu și atunci devenim fericiți. Și dacă suntem fericiți, copiii nu ne mai pot necăji că nu mai au ce să atace la noi. Și atunci va fi bine și în ei. Și dacă ei sunt bine, noi putem fi fericiți. Și noi nu mai putem să suferim. Și apare o altă problemă. Ce facem noi fără suferință? Cine mai suntem noi atunci? Pentru că ne pierdem identitatea de sine.
Nu de copii trebuie să se îngrijoreze mama, ci ca ea să-și distrugă absolutismele. Asta îi face pe copii să nu-i mai facă rău și vor fi fericiți. Ei sunt fericiți numai când mama lor nu mai are idoli. Rolul mamei este să scadă idolii pentru ca copiii ei să poată să fie fericiți. Nu copilul este ținta, ci autodistrugerea idolilor din ea îi va face pe copii să nu o mai atace și să fie fericiți când nu mai au ce să scadă la ea. Multe, prea multe din ceea ce facem noi sunt pe dos. Suntem programați greșit. Nu știu unde în istoria noastră ne-am denaturat așa. Mâhnirea, de exemplu, este o respingere a ceea ce este. Dar una să împărțim în bine și rău și să vrem doar o anumită parte. Și mult din partea aceea, cât mai mult. Și așa omul se afundă în lume și devine captiv. Copiii nu sunt afectați pentru că ei lucrează la comandă de sus. Copilul întotdeauna este pus de Dumnezeu să corecteze părinții. Copilul este Dumnezeu în persoană. Cum să fie el afectat? De ce unii copii devin triști? Teoriile astea vin după ce l-au dat afară pe Dumnezeu, că dacă știm că e în față, nu mai consideră că comportamentul lui Dumnezeu este rău, și numai că e pentru noi. Nu putem categorisi nimic din purtarea lui Dumnezeu. El doar ne scade idealurile. Noi suntem așa cum nu trebuie. Ei doar ne iau interiorul nostru și ni se opun. Și apoi ceea ce se întâmplă nu corespunde cu idealurile noastre și îl forțăm pe Dumnezeu să accepte ceea ce vrem noi. Și ne întristăm că nu face ce vrem noi. Dar nu se poate analiza exteriorul și nu poate fi forțat să facă ce vrem noi. Și întotdeauna când apare dorința noastră, va fi o poziție din față. Deci Dumnezeu ni se va opune. Când vrem ca lucrurile să fie cum vrem noi, Dumnezeu ni se împotrivește. Ca să ne distrugă idolii și absolutizările. Părinții se întristează și le transmit starea lor. Copiii sunt oglindă. Nu putem spune nimic despre oglindă. E sub comandă de sus. Nu e în puterea noastră să facem nimic oglinzii. Putem noi să ne schimbăm și ea va arăta altceva atunci. Copiii nu sunt afectați. Noi suntem. Și oamenii din fața noastră nu sunt afectați. Noi suntem. Ei doar ne iau stările noastre interioare și ne întorc înapoi ceea ce suntem noi în adânc. Altfel nici nu interesează. Mama era tristă că tata nu era cum voia ea. De ce Camelia? Eu credeam că sunt tristă și din faptul că se ceartă, dar eram tristă doar pentru că luam starea ei interioară. Suntem ființe separate, fiecare are o soartă diferită. Cum să fie afectat cineva care are o soartă proprie și lecțiile lui proprii? Cum să fie afectat? Nu e nimic afectat. Omul din față are viața lui cu încercările lui, nu-l interesează ce se întâmplă în afară, doar reflectă ce este în părinți. Dar uită repede, pentru că nu este tema lui. Este oglindă și se poartă ca oglindă. Tu ai soarta ta, nu te interesează de părinți. La fel nu te interesează de copii. Pe copii sau pe ceilalți oameni nu interesează nimic din neliniștele tale. Când vor fi mari, nici nu-ți vor da un telefon cu anii, pentru că te-ai preocupat prea mult de ei. Noi exagerăm cu grija, nu o treabă cu noi. Sunt oameni separați total de noi, sunt străini, total străini. Nu interesează de noi nici un pic. Ce să facă un străin? De ce să ne sune? Nu-i pasă. Și poți ști asta de acum. Cu cât te ocupi mai mult de ei, cu atât mai îndepărtați ei vor fi ei de tine. Și tu mai singură. Ei sunt pentru tine. Ca să scadă din idealuri. Nu tu pentru ei, cum crezi. Eu sunt oglinda mamei? Adică vreau, nu vreau, reflect pe ea? Desigur. Dar tu ai ca la ta. Nu-i acorzi mare atenție. Și este real lucrul ăsta. Păi și ce este de făcut? Să o lași în pace. Ești un străin pentru ea. Păi eu o las, dar ea îmi dă din stările ei. Un om cu un destin total diferit, nicio legătură nu ai cu ea. Ești doar oglindă. O iei în seamă,
nu mai lua în seamă. E altcineva, e un străin. Am preluat din valorile ei. Da, dar ai destinul tău propriu. Veșnic nemulțumită și în alergătură. Vei folosi programele ei, dar vei fi contrată pe ele. Tu ai drumul tău. Nici o treabă cu mama ta și nici cu copiii tăi. Vor uita de tine total. Ce vrea să-mi zică Dumnezeu prin mamă? Mă sună și îmi spune numai chestii mega egotice. Cu cât te îngrijorezi mai mult de ei, cu atât mai puternic te va uita. Tiu, o lasă în pace. Să mai spui și nu. Să uiți uneori să-i răspunzi. Atunci când este ceva egotic, a spune nu este salvarea ei. Deci îi faci un bine. Ea mereu spune, nu m-ați ascultat, trebuie să mă ascultați, m-ați dezamăgit. Reguli virtuți, o las în pace. Dar mai iau și din starea ei. Și le iau un pic prea în serios. Le pui la inimă, vrei să fie bine. Mâhnirea ne spui uneori să ne înfrânăm și să renunțăm ușor la ce punem noi pe primul plan, să ne extragem, să ne tragem din exterior și să trăim mai mult în interior. Interiorul înseamnă a trăi în interior, înseamnă să nu vrei lumea cu totul. Sau pendulăm. Pendulăm, nu suntem desăvârșiți. Greșim că punem cauzele lucrurilor în afară și ele nu sunt acolo. Așa văd și eu. Sunt numai în noi. Exteriorul este folosit de divin ca să ne corecteze, să ne aducă acasă, că ne pierdem prin lume, rătăciți. Dacă vezi, toate științele astea despre om pun cauzele în afară. Da, atâta pot. Ca să-L scoate pe Dumnezeu din mintea noastră și reușesc și ne convine, devenim invizibili atunci și aruncăm vina în afară, pe alții. Am remarcat că nu este nevoie de socializare. E nevoie să nu vrei ceva din afară care te pune pe o alergătură fără final și care aduce până la urmă nefericire. Și nu este nevoie nici să vrei fericire, pentru că atunci vine inversul. Te fură exteriorul și te minți că îți dă ceva. Secretul e să fii mulțumit fără ca ceva din afară să-ți aducă asta. Nefericirea este să cauți ceva în afară. Să crezi că ceva din afară poate să-ți dea mulțumire. Cred că am așteptări de la mama. Am fixat că ea ar fi logic să, și bine să fie echilibrată, să mă susțină. Aici ar fi o treabă. Salvatorul este cel care îți promite un bine pentru că momentul actual este nemulțumitor. Ca și când ceea ce vine din afară ți-ar aduce și mulțumire. Dacă aștepți fericire, vei avea nefericire. Când nu mai aștepți nimic, atunci vei avea fericire. Cum se iese din divin? Din momentul așa cum este. Când vrei să fie cum crezi tu că este bine, că e corect, că e etic, că e în ordine, că e logic. Totuși ai spus că trebuie să știm să spunem și nu. Dat în raport cu acea parte. Are logica lui numai prin raportare la cauza parțială afirmată de oameni. În afară, ei încearcă doar să rescrie programul nostru de bază și poate reușesc. La mamele care încep să gândească în acest sistem, în afară acestui model, nimic nu este valabil. De fapt, asta și fac. Polarizarea este luptă cu Dumnezeu. Când suntem poziționați pe o parte, luptăm cu El, îl urâm, nu-L acceptăm, nu-L iubim și vrem să-L distrugem. Ei fac decât acest lucru, ne dau idoli. Ca să ne fie mai rău, ca după aceea să ne dezechilibrăm și să ajungem la ei să ne repare. Ar trebui mereu să ne uităm la rezultate. Toți adulții sunt în conflict cu părinții. Și apoi această absurdizare se duce la copiii lor față de copiii lor. Un fel de infectare în lanț.
ne induc să acordăm atenție în multe locuri și atunci nu ne pierdem energie. Asta este magie. Întotdeauna asta au făcut. Ne pun prin idolatrie să intrăm în conflict cu Dumnezeu. Și eu cred că ei sunt singurii care cred în Dumnezeu și știu clar lucrul acesta și se folosesc de El. Nu fac altceva decât să ne îndrepte spre idolatrie ca să intrăm în conflict cu El și atunci Dumnezeu ne pedepsește, iar ei devin corectori. Ne împing ca oile. Noi nu știm că în copil este tot Dumnezeu. Nici nu ne putem închipui. Total necredincioși. Că cel care merge la biserică este cel mai necredincios. Că numai necredincioși și merg la biserică, adică cei care nu-L văd pe Dumnezeu peste tot. Acela este necredincios. Cel care crede că Dumnezeu este numai într-un anumit loc, este necredincios. Cel care vede pe Dumnezeu peste tot, el trăiește și nu are nevoie de nicio biserică, de nicio mănăstire, de nimic. Nu are nevoie să meargă acolo pentru că îl trăiește. Și în momentul în care nu mai ataci oamenii, înțelegi că Dumnezeu este acolo și când ai lăsat armele jos, te-ai unit cu El. Atunci doar îi servești pe oameni. Credincioșii, în ordinea cunoscută de noi, sunt cei mai necredincioși oameni și sunt fără Dumnezeu, pentru că ei cred că Dumnezeu este într-un anumit loc. Nu-L văd peste tot și nu-L văd în omul care îi deranjează, nu-L văd în păcătos. Ei sunt cei care absolutizează nepăcatul și atunci resping pe Dumnezeu necredincios și păcătos care vine spre ei să le distrugă idolii. Dumnezeu conduce lumea și prin rău și prin distrugere. Dacă nu-L pune mai sus, nu mai este nevoie să... Nu, dacă nu-L pune mai sus, noi o pățim. Și este așa de ușor să ne opunem Lui. Cum știi că te-ai opus? Când crezi că ai oameni în față și ei lucrurile personal, atunci te-ai opus lui Dumnezeu. În tribul din Amazon era un motiv de bucurie faptul că erau împreună în armonia care rezulta din neîmpărțirea în greu și ușor. Deci când nu împarți în bine și rău, în greu și ușor, atunci intri în armonie automat, în acord cu Dumnezeu, pentru că îl vezi peste tot. Atât cât împarți, nu vei vedea peste tot. Și în armonia aceasta și împreună, este ușor ca și copiii să interacționeze și să fie în bucurie.